Făgăraș. Mărețul Făgăraș. Voi face traseul marcat cu punct roșu, care pornește de la Piscu Negru, trece pe lângă singura stână care se află la ieșirea din pădure. Punctul roșu, deci. Stâna se află cam la o oră de mers de la Piscu Negru, pe care continuă. Este un urcuș destul de anevoios spre Lespezi. Aproximez că în 2 ore, 2 ore jumate am să fiu acolo. Voi continua filmările din punctul acela. Profit că s-au risipit puțin orii să vă arăt ce se află în jurul pătecii care duce spre Lespezi. Acolo, undeva departe, vânătoria lui Buteanu cu lacul Capra, în dreapta cu fereastra Smeilor, Mușeteica aici, Vârtopel Arpășea. Poteca care duce spre Lespezi, unul dintre cele mai frumoase vârfuri, nu doar în alte din Făgăraș. Dacă vor fi nori sparți acolo sus, o să înțelegeți și de ce. Oi de mare altitudine. Aceste oi pasă la 2300 de metri sub vârful Lespezi. Vârful unde ar fi trebuit să ajung și eu acum jumătate de oră, dar mi-au stat în cale niște afine, a trebuit să profit, ocazie rară. Da, deci vârful se află sub acel nor, acolo în spate. Și să vedem ce se află în jur, poate puțin vântul, sper să se audă. Se află în fața noastră. Cela de jos este râul Călțun, care curge din lacul Călțun, evident, lacul glaciar Călțun. Și mai departe ajunge în barajul Vidrar. Realizarea epocii de aur. Vremea este minunată, bate vântul ușor, aproximativ 14 grade nori, ideal pentru urcat, că practic astăzi doar voi urca. Bun, hai să urc. Ce faci, măi porumbici? Ai venit și tu la Lespezi? Văd că ai un inel pe picior. Ești porumbelul călător. Tu nu mai ești călător, ești direct montaniar. Și pe cine puteam întâlni la
Vârful Espezi. Alt porumben. Ce nu te așteptai. Spuneam, vârful Espezi. Dacă doriți să vedeți ce se află în jur, uitați-vă la tura pe care am făcut-o anul trecut prin Muntele Podeanu. Atunci vremea era foarte limpede, ca să spun așa, și totul se vede clar de jur împrejur. Acum doar valea pe care am urcat. Fața în plan depărtat, aproape nori, vârful Negoi. Și cei de la Plaicu Dor cu marele ghid Liviu, care e în drumă printre nori. Acolo o să ajung și eu vreo 2-3 ore lejer. Deocamdată să căutăm un izvor, să ne adăpăm. Că la ce se temeste, nu pot pronunța mai bine alt cuvânt. Hai să dăm și o raită pe aici, prin valea aceasta minunată, plină de behăi de oi și adier de vânt. Aceasta din față, așa o Podeanului. Gata, mergem la apă. Marea problemă pe trasele de creastă este lipsa apei. Acest izvor curge de sub vârful Espezi, când cobori din Șaua Podeanu, și este singurul pe o distanță de 20 de kilometri. Următorul izvor se află cam în dreptul lacului Avrig, deja încă 10 km distanță de aici. Dacă este o zi călduroasă, undeva la minim 2 litri de apă se consumă. De preferat ar fi să țineți minte acest loc când ajungeți pe Espezi. Coborâți puțin, undeva la 15 minute, și să alimentați. Acolo este vârful Espezi. Am coborât pe șaua aceea până la zăpadă. Poate că merge peste piatră și ajunge în traseul principal, care urcă la Negoi. Cerul s-a făcut frumos, aproape senin. Acolo este Negoiul. Trebuie să arăt cu degetul, îmi pare rău. Iar de la Negoiul, probabil că o să cobor pe acolo. Șaua Cleopatrei, pam, 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 pam. Zona aceea este Custura Sărății, iar drept în fața noastră se ridică vârful Șerbota, unde n-ar fi rău să ajung din nou. Frate, mă gândeam, aici ar fi un loc superb de pus cărcă, pe platoașul acesta, dar e prea devreme. Doar 4. Deci în vreo 5 ore am timp suficient să trec de acel vârf, Șerbota, să cobor în Șaua Șerbota sau să merg la Refugiu Scara, undeva mult mai în spate, spre Avric. Da. Rămâne să ajungem deocamdată pe Negoiu și să filmez puțin și de acolo. Uite ce frumos a fost șalonul aici. Nu e așa.
vin din căldarea Călță, de la lac de acolo. Sunt ușor aici. Acesta pentru că este răbită. Să lăsăm dețele aici. Aici până să fie acum. Acest loc. Ați văzut pe indicator cabana Nicol. Este acolo în vale. Și de aici încolo pustura Sărății. Ce ar fi cea mai dificilă porțiune din Făgăraș de traversat. Bine, am mai fost de două ori, mi s-a părut chiar așa dificilă. Dar depinde, părele sunt de părți. Să ne apucăm de ea. În păcate a trebuit să abandonez ultima parte a traseului. N-am putut să ajung la Șerbota pentru că a început să plouă. Chiar la intrarea în traseul pustura Sărății am pus cortul, am găsit 2 metri pătrați. O să filmez mâine dimineață sau mai târziu dacă se oprește ploaia. Am avut noroc că l-am pus în timp util și nu avea sens pentru că în continuare traseul era doar pe piatră. Piatra udă, vânt, ploaie, oboseală, nu face bine la sănătate. Acum am plecat de la 1300 de metri Piscu Negru, am ajuns aici unde începe costura Sărății la 2320 de metri. O să noptez aici. Iar mâine o să fac cale întoarsă prin Călțul, prin vale. Se pare că începe să bată și vântul, normal.
arată diminețile la 2300 de metri. Șapte și jumătate. Soarele a răsărit de după Negroiul. Să și urc de altfel. Nu voi ajunge din nou pe Negoi. Până dată să admirăm vreau să vă vorbesc puțin și despre echipamentul pe care îl car cu mine și care de preferat ar fi să fie foarte puțin și necesar, în sensul că bluza ar trebui să aibă mai multe roluri, să țină și de cald, să elimine și transpirația, să-și poți dormi cu ea noapte. Dar haideți să vă arăt ce recomand eu, nu știu ce au alții. Da, m-am gândit că n-ar strica pentru curioși să vadă. Primul rând, aș recomanda să intre totul într-un rucsac, inclusiv salteaua gonflabilă în cazul meu, pentru că izoprenul este foarte greu de transportat, mai ales pe porțiuni de pești înguste, expuse, te poți lovi cu izoprenul de un colț de piatră și te aruncat într-o vală. Ferească Dumnezeu. Asta referitor la izopren și la recomandarea mea față de această saltea. Nu recomand o saltea anume. Nu contează. Una care se ține în rucsac. Plus pentru că sunt șanse mari să plouă. Dacă plouă, niciodată pusa aceea de ploaie nu o să acopere și rucsacul și izoprenul. Chiar dacă acoperă, apa tot va intra prin spatele rucsacului în interior. Rucsacul este probabil la fel de important ca restul echipamentului. Eu recomand ceva impermeabil, să nu ai stresul ploii. Pentru că dacă ploaia începe brusc, trebuie să faci foarte multe lucruri. Să-ți iei suprapantaloni, să-ți iei foița de ploaie, să-ți acoperi rucsacul cu pusă. Foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, trebuie să te autodepășești în permanență. Bun, deci, ce am eu în rucsac? Acesta este un cort de două persoane, saltea despre care v-am spus, un sac de dormit, recomand un sac care să aibă temperatura de confort sub 0 grade, acesta are minus 5 grade, de ce? Având o temperatură sub 0 grade de confort, poți foarte bine să dormi dezbrăcat. Deci nu trebuie să mai cari o haină în plus cu care să dormi. Mai bine să-ți fie cald, tragi puțin fermoarul, aerisile de la cort deschise și te-ai răcorit și într-un mod plăcut. Da. Deci, sacul de dormit sub 0 grade confort. Mâncarea, aici, nu vă povestesc încă despre mâncare, suprapantalonii și foița de ploaie. Acum, ce haine iau cu mine? Hai să vedem. Să vă arăt ca să știți. Da. Deci am un tricou subțire pentru zilele foarte călduroase. Uscare rapidă. Pe care îl poți folosi și dacă e soare, îl pot spune pe cap. Eu nu folosesc căciule, bandane, tocmai ca să nu car după mine foarte mult. Deci acel tricou. Un polar, foarte subțire, elimină transpirația foarte repede, știți doar acest lucru. Foarte eficient. Și un hanorac cu glugă. Și acesta cu uscare rapidă.
contra vântului cu glugă pentru zonele de creastă când e vârtej, e uragan. Deci pe scurt și în mare cam asta ar fi. Am să vă arăt și cum stă în rucsac toate lucrurile, imediat ce le introduc. Cam așa arată rucsacul făcut. Are 12 kg, inclusiv 3 litri de apă și 1 kg de mâncare. Cred că este suficient ca să îți ajungă pentru 3-4 zile, lejer, acest bagaj. Rucsacul trebuie să fie foarte compact, să stea bine pe corp, să nu depășească foarte mult fizicul pe care l-ai. Depinde și de fizic. Da. Nu v-am mai vorbit despre alte detalii, mărunțișuri pe care le poți lua. De exemplu, în capac aici am o brichetă, un cuțit, un powerbank, o căciulă foarte subțire, o brichetă. Sunt detalii pe care fiecare a trebuit să le știe, nu vi le-am mai povestit. Leucoplast, da, și un camelback. Foarte practic. Nu stai tot timpul să scoți sticla de fiecare dată când vrei să bei apă. Dă rucsacul jos din spate, scoate, bea, bag. Plus că o sticlă are 2 litri. Asta are 3 litri. Avantajul este că îți poți lua cu tine câtă apă vrei, în funcție de tur. Ai de mers jumătate de zi, 1 litru jumătate, 2. Ai de mers mai mult, îl umpli maxim. Și în funcție de izvoarele care se află pe traseu, normal. Da. Bine, și nelipsitele bețe, fără de care genunchii mei ar plânge în permanență. Și minunata cameră. Bun, cum că am terminat, am strâns, am lăsat locul așa cum l-am găsit, adică verde și pufos, iarba asta a fost o minune. Să ne îndreptăm, pași lenți, foarte lenți, este ora 9:10, Trenegoiu, Călțun, Piscu Negru. La revedere! Uite, a. 5 indivizi, turiști, ce-o fi în capul lor, o știe multă lume. Vin de undeva, din hăul ăla, la kilometri, acum în jocoasele, urc, ce-o căuta aici, ce-o vrei să demonstreze, în loc să stea frumos la un festival. Să asculte o manea, să nămolească, să stai și cu pelerină ca orice om, cu niște cizme de nămol, de ploaie, să se distreze, să stea la mare, la porumbelul, strudelelul, metipelul, urcă ca besmetici pe aici. Ia, uite cum se chinu, le aud gâfuit. Na. Tineretul din ziua de azi, a prostit de tot. Aulea mai arde de muncă, nu mai știu să se distreze. Ehe. Alte vremuri când eram eu tânăr. Lipsa de oxigen îmi spune tu. Scuze. Ce potecă frumoasă. Goal. Partea aceasta este foarte puțin circulată. Majoritatea ajung până acolo unde se vede acel indicator și coboară la cabana Negoiu. De aici încolo, foarte puțin turiști ajung. Trebuie să mă bucur de această porțiune pentru că mai am puțin și au ajuns pe Negoiu, care de obicei în ceață. Ieri l-am prins și l-am filmat, foarte frumos a fost. Și de la Negoiu, ca pe calea Victoriei. Începe Balamucu, traftirul. Da. Lucru care nu prea îmi place, recunosc. Da, de? Muntele e pentru toată lumea. Marcajele și poteca. Care nu-i tocmai o potecă. O zonă de escaladă.
de vreo 200 de metri. Simpatică. Simpatică foc dacă e piatra uscată. Dacă nu, ai încurcat. Am vrut să o vedeți ca să știți la ce vă așteptați dacă ajungeți pe aici. Să nu ziceți că nu v-am spus. Mai am puțin, dar îmi place. M-am oprit să mă alimentez. Atmosfera asta e unică. Așa ceva n-o să o găsiți în altă parte. Atâta piatră. Cioturi, colțuri. Despezi. Ozon. Mă călărește ozon. Sălbăticie totală. Cam asta înseamnă să fim creierii muncile. La propriu.
uitați minune aici. Priviți-o. Priviți. Așa ceva e. Robitor. Priviți ce se vede aici. Pauza, ne privit. Fără cuvinte. Ieri pe negoi, azi pe negoi. Ce-ți poți dori mai mult în cazul meu? Și să vezi asta la orele dimineții. Cred că o să mai stau puțin aici. Nu mă pot de spate, dar așa cu uite așa. Am îndepăstit cum poate vântul. Fac o cură. Cu nori. Spre Călțun, evident. Adică pe aici. Uite ce frumos. We'll be right back.
cobor pe triunghi albastru spre Spiscul Negru, de unde am plecat ieri dimineață. Am urcat pe șaua aceea, pe culmea aceea. Asupra este respisă. Până una alta. Să ne bucurăm de acestea fine, multe, proaspete, din belșug. Dar cred că o să mai stau pe aici ceva timp.